Vă salut, prieteni, am o întrebare care mi-am pus-o mie și am pus-o și altora și acum vă pun și vouă. În primul rând, nu vreau să deranjez pe nimeni cu întrebarea, vreau doar să stârnesc uh, gândirea uh, și să vă provoc cu ea, bineînțeles, la a gândi la ceea ce am să vă întreb. Zici, zic, Mi-am mi pus întrebarea aceasta și mie de multe ori și este cu privire la vorbirea în limbi. De exemplu, indiferent cu cât timp în urmă ați primit sau nu botezul cu Duhul Sfânt cu vorbirea în limbi, indiferent cum ați primit vorbirea în limbi, dacă ați primit-o după nopți îndelungate de stăruință sau ați primit-o instantaneu, repede, în biserică, într-un grup de rugăciune, sau cum spunea odată un prieten, a primit Duhul Sfânt cu vorbirea în limbi în grajd, în timp ce mulgea vacile, și asta nu spun cu bagiocură, și spun ca un fapt pe care el îl recunoștea. Deci, întrebarea este următoare. Ați primit două Sfânt. Poate că cineva a spus între, în jurul vostru cuvinte în limbi și până la urmă le-ați repetat. Sau ați repetat adesea cuvântul Aleluia, Aleluia, Aleluia sau sânge, sânge, sânge sau un cuvânt mantră care, la care până la urmă vi s-a încurcat limba și ați ajuns să vorbiți în limbi. Cei din jurul vostru care erau experți în vorbirea în limbi au declarat botezat cu două și vorbitor în limbi. Și au trecut acum mai mult sau mai puțin timp, ani de zile, poate de atunci. Vreau să vă întreb, stați acasă în fotoliu, cum stau eu aici la mine în fotoliu? Sau sunteți pe autobuz? Sau sunteți la birou? Sau sunteți la strung? sau vă legănați copilul în brațe, sau faceți de mâncare, sau orice faceți. Întrebarea mea este pentru voi. Vă vin cuvintele acelea care le-ați rostit în minte, sau cuvinte, vorbirea în limbi vă vine în minte și puteți să o reproduceți fără ca să fiți neapărat sub inspirația Duhului Sfânt, sub puterea Duhului Sfânt, sub cercetarea Duhului Sfânt, și așa mai departe. Vă vin cuvintele acelea în minte și le puteți repeta din memorie. Pentru că dacă puteți să le repetați din memorie, e posibil ca vorbirea în limbă să nu fi fost nici de la început de la Duhul Sfânt, nici acum nu-i de la Duhul Sfânt, ci este o îndemânare, este ceva ce ați dobândit, ceva ce v-ați ce obișnuit și puteți să reproduceți pe parcursul întregii vieți. Desigur, cu cât mai des o reproduceți sau vorbiți în limbi, cu atât puteți fi mai eficienți și puteți ca să dezvoltați acel limbaj. Cu cât mai rar vorbiți, rămâneți la una, două, trei silabe și le repetați în continuu aceleași. Asta este întrebarea. La, răspundeți jos la comentarii. Mai întâi răspundeți-vă voi și apoi răspundeți jos la comentarii. Vă rog frumos și o să pornim această discuție care vreau să fie o discuție sinceră și să fie o discuție deschisă fără dorința de a jigni. E o întrebare care mă muncește de mulți ani și poate cineva dintre voi îmi dă răspuns la întrebarea aceasta. La revedere.